Stimați prieteni, vreau să-mi recunosc greșeala, vreau să-mi cer scuze publice de la dumneavoastră pentru faptul că am admis și am fost dezinformat de una dintre sursele mele de informații pe care o urmăresc de obicei și care și ea la rândul ei a fost dezinformată. Am publicat un clip video în care, cică, un elicopter din România ar salva oameni de pe acoperișul unor case în urma inundațiilor masive care s-au petrecut în Republica Moldova și în România s-a demonstrat s-a adevărat faptul că acest clip video nu este din România, ci este din Japonia. Am făcut un comentariu în acest sens în mai puțin de 24 de ore de la publicarea acestui clip video, fapt pentru care îmi cer scuze în mod repetat și în mod intenționat filmez acest clip video, pentru că sunt bine intenționat și scopul meu nu este să vă manipulez. Îmi recunosc și faptul că am fost și eu la rândul meu manipulat și vă îndemn pe această cale să fiți și mai vigilenți pentru că indiferent de sursa din care vă informați, este atâta manipulare și atâta propagandă în spațiul public, încât uneori sunt atât de credibile informațiile, încât îți vine chiar să crezi în ele. Ei bine, am verificat cu atenție secvențele de video și, într-adevăr, pe pe partea din spate a elicopterului se vede clar simbolul armat al Japoniei. Am verificat pe internet, am verificat din surse oficiale și m-am convins că, într-adevăr, elicopterul este din Japonia. Încă o dată, fără nicio jenă, îmi cer scuze și regret faptul că v-am dus și eu la rândul meu în eroare. Acum să trecem la partea a doua a acestui mesaj și să mă refer la reacția celor um, persoane probabil sectante din pas care au început să bată din palme. Iată Vlad a manipulat și nu știu ce și așa mai departe, sărind, bineînțeles, în apărarea guvernării. În primul rând, Oamenii simpli niciodată nu trebuie să sară în apărarea guvernării. Această sarcină este exclusivă a guvernării, ei nu și-au angajat avocați și cetățenii nu sunt sclavii unei guvernări sau unui partid, cetățenii sunt șefii, dacă vreți, angajatorii unei guvernări și trebuie în continuu să ceară socoteală. Iar ei trebuie să aibă curajul să iasă în față și să vorbească pe gura lor proprie, nu prin conturi false, nu prin fel de fel de televiziuni și fel de fel de interpuși. Trebuie să iasă personal și să aprobie sau să dezminte informațiile. 2. Chiar și așa, ce ce am scris mai jos, că guvernanții noștri nu fac același lucru, că data trecută, când au murit oameni în intemperii iarna, au dat vina pe șeful serviciului um, unic 112, care este doar un centru de apel care recepționează și redirecționează la rândul lui apelurile telefonice, neavând nicio atribuție în domeniul intervenției și salvării omului, deci ei pur și simplu primesc apelul. Îl încadrează unde e nevoie, la ambulanță, la poliție, la pompieri, și îl dau mai departe, fără să aibă vreo putere sau vreo capacitate de a influența sau de a ieși nemijlocit în teren și să apere oamenii. Iată partea asta, trolimea și zombații au evitat-o, încercând să albească nerăsputeri imaginea guvernării. Stimați prieteni! Bani pentru, așa zisele, radare inutile, care nu au funcționat și care nu ne-au apărat atunci când au căzut dronele pe teritoriul Republicii Moldova și alte obiecte explozibile. Trebuiesc și să găsească bani imediat, da? E ca pentru elicopterii sau pentru niște chestiuni care să salveze viețile omenești. Bani nu -s. trebuie să vină elicopterul smur din România să salveze vieți omenești. Iată, pentru a indexa pensia conform legii, cu 30%, cum a fost anțarți, bani nu s-au găsit. De asta au dat la pensionari doar 15% în loc de 35%, adică cu 20% mai puțin. Ceea ce înseamnă că toți pensionarii au o putere de cumpărare, pot cumpăra efectiv cu 20% mai puțin. Au sărăcit pensionarii. Deși nominal pensia lor a crescut, în mod practic ei pot cumpăra cu 20% mai puțin. Iată, la acest capitol, ei răspunsuri nu au și ei nu o să iasă public niciodată să dezmintă sau să spună că da, domnule, noi am greșit, da, domnule, noi n-am avut de unde și așa mai departe. Ei o să mintă în nerușinare și nu o să vedeți niciun mesaj public, dar nici unul în care ei să iasă și să-și asume, domnule, am greșit, a greșit eu minește, e normal să ies în spațiul public, să-ți cer scuze, pentru că este atât de multă informație care pare atât de credibilă, care pare atât de aproape de adevăr, încât pe bune s-ar putea să o crezi. Imediat au sărit cu putinismul agenții Rusiei, de parcă aș fi promovat cum aici, Federația Rusă, Vladimir Putin sau alte interese geopolitice ale Rusiei. Nimic. Doar am făcut o comparație între cei ce se întâmplă în statele civilizate normale, acolo unde statul investește bani, cum este Japonia, sau chiar și România, pentru că ei au elicopterii care salvează vieți omenești și vin și în Republica Moldova. smurți numește, de obicei aterizează pe stadionul la Dinamo lângă uh, Spitalul de Urgență din Chișinău. Ai noștri au încercat în fel și chip să-i partea asta de răspuns și s-au axat doar pe cei ce interesează pe ei. Iată, Vlad a admis o greșeală și a spus că e România în loc de Japonia. Nu contează asta. E un detaliu tehnic. Contează că în statele civilizate oamenii sunt salvați cu elicopterne. Contează că în țările civilizate se investește în bunăstarea, în sănătatea și în protecția cetățenilor. La noi se pare că se investește doar în propagandă și în sectă. În, în, în doctrinarea masivă a populației, care în loc să ceară, în loc să pretindă de la cei care exercită actul guvernării și care sunt plătiți din taxe și impozite în fiecare lună își primesc salariul din cei ce contribuim noi, nu, nu, ai noștri bat mătănii de dimineața până seara și vor să bată recordul la pupat un fund a tuturor celor care vin la putere. Și această îndeletnicire este din cel mai vechi timp în Republica Moldova. Pentru că atunci când a fost Plahotniuc a fost același lucru, pentru că atunci când a fost Dodon a fost același lucru, întotdeauna s-a găsit o parte a populației care bătea mătănii și se închina ca la icoane sfinte la acești politicieni. Stimați prieteni, politicienii nu sunt icoane, ei trebuie spuși la treabă, ei trebuie să în continuu mânați, tocmai asta fac europenii și noi nu prea înțelegem ce și nemulțumiți ei în permanență, ei nu sunt nemulțumiți, ei în continuu cer mai mult, ei în continuu vor mai bine. Și anume această cerință această așa zisă nemulțumire îi face politicienii europeni să muncească în continuu. Ai noștri se relaxează, se întind frumos pe scaun și spun, da, pentru ce îți depune efort, dar că ăștia așa, așa bat mătănii la mine și orice mizerie și prostie aș face, ei o să sară, să-mi albească imaginea și să-și iei în mâini apărarea partidului și a guvernării pasă în frunte cu Maia Sandu. Să diferența? Europenii cer din guvernare, europenii în continuu, ai făcut bine, fă mai bine, ai făcut repede, fă mai repede, ai făcut mult, fă și mai mult. Și ai noștri, bă, dar prostie de ce au făcut? Dar voi vreți în patru ani cât o stricat în 30? Dar de, de unde dacă îi se îngurie că și nu poate și nu are echipă și așa are și așa n-are? Să diferența. E o diferență majoră de abordare. E o diferență majoră de logică și de interacțiunea cetățeanului cu cel care exercită puterea. De aici și toate problemele noastre. Mulțumesc frumos pentru atenție și dacă mai există lume care gândește liber, care gândește limpede și nealterat, care își asumă atunci când greșește și care știe să recunoască în spațiu public acest lucru și să distingă adevărul de minciună, vă rog să distribuiți acest clip video. Pentru că eu atunci când greșesc recunosc și atunci când spun lucrurilor pe nume, le spun pe nume. Eu cred în ceea ce aici spun și spun ceea ce aici cred. Nu bat și n-am bătut mătănii la niciun partid spun ce este bine și ce nu este bine. În cazul de față, vedeți că i-am prins de nou cu radarele, cu pensiile, cu tot ce vreți, cu stadionul pe care l-au promis că iată vom aloca nu știu câte sute de milioane pentru a construcția unui nou stadion. Pentru pensii bani nu s-au găsit. Dar e ca pentru stadioane, radare, se găsesc întotdeauna. Pentru a mai fura niște milioane, numai decât se vor găsi. Mulțumesc!